Dragi mei, vreau să vă invit să ascultăm acum cuvântul Domnului. Îl citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu versetul 10, pagina 948 în Biblie. Matei, capitolul 21, începând cu versetul 10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: Cine este acesta? Este Iisus prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, și pe copii strigând în templu și zicând, Osana lui David s-a umplut de mânie. Și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea, tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce suc? Și lăsându-i ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a mas acolo. Amin. Vă invit să ocupați locurile. una dintre cântările pe care noi am cântat-o împreună în această seară, spunea, repetând de mai multe ori lucrul acesta, spunea așa, Harul lui este de ajuns. Harul lui este de ajuns pentru mine. Am cântat în această cântare. Deci mei, când spunem Harul lui ne este de ajuns, nu spunem altceva decât că atunci când El ne dă har, Totul este deplin, Pentru că totul este în harul lui Dumnezeu. Și vreau să-l slăvesc pe Dumnezeu pentru că în această seară avem har să fim în casa de rugăciune. Avem har să ne închinăm. Avem har să fim în prezența Domnului. Avem har să ascultăm cuvântul din Scriptură. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, dragi mei, să beneficiem de harul acesta. E o ocazie binecuvântată pentru noi să fim din nou cu dumneavoastră și. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Vreau să vă salut și uh, salutul nostru este același de multă vreme. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deci mi stau în fața dumneavoastră cu două întrebări în mintea mea, în inima mea, în ființa mea. Una dintre ele este o întrebare pe care mi-o pun mie însumi. Și întrebarea aceasta este următoarea. Cui predic în această seară? Știți de ce pun întrebarea asta? Pentru că impresia pe care ne-o lasă formatul acesta este că atunci când cineva predică în limba engleză, se adresează unor oameni și ceilalți sunt în pauză. Când predică cineva în limba română, se adresează altor oameni și ceilalți sunt în pauză. Oare să fie așa? Nu știu dacă fratele Elben a avut senzația aceasta când a venit aici, l-am văzut că s-a întors mereu spre partea stângă. Dacă a avut impresia cumva că predică doar celor de acolo. Și ceilalți sunt în pauză. Dar eu vreau să cred că atunci când cineva stă aici în casa lui Dumnezeu, cu dorința ca Dumnezeu să-i vorbească, și zice așa cum a zis Samuel odată, vorbește, Doamne. Dumnezeu poate folosi un mesaj în limba engleză să-i vorbească unuia care vorbește numai limba română. Nu credeți asta? sau să iau un mesaj în limba română, să vorbească unuia care vorbește doar limba engleză. Duceți vă aminte că în ziua 50.000 erau acolo oameni adunați din tot imperiul. Parți, mezi, elamiți, oameni din Mesopotamia. Fiecare vorbea limba zonei de unde venea. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, a luat vorbele unor oameni, înțelegi? Înțelegeți? Și le-a vorbit pe limba lor și au înțeles lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. De aceea mă rog lui Dumnezeu în aceste momente, dragii mei, niciunul să nu fim în pauză. Să rugăm pe Dumnezeu să ia mesajul în limba română, să vorbească fiecăruia. Chiar și celor care nu știu limba română aproape deloc. Dumnezeu din cer să li se adreseze. Pentru că Dumnezeu are puterea asta. Să ia cuvântul ăsta în limba română și să-l transmită pe înțelesul celor care sunt vorbitori de limba engleză. Dumnezeu este Dumnezeu. Să vii fi să fie în Lui. A doua întrebare pe care o am în mintea mea, vi se adresează dumneavoastră. Ce așteptați când veniți aici la casa lui Dumnezeu? Frații și surori, sunt convins, mai ales că sunteți o comunitate românească, sunt convins că așteptați să vă vedeți unii cu alții. Sunteți în oceanul ăsta de, de americanisme și vreți să vă vedeți cu de dumneavoastră. Sunt convins că așteptați să se cânte frumos, să se predice frumos. Dar dincolo de astea. E alta așteptare? Pun întrebarea asta pentru că în această seară am citit din cuvântul lui Dumnezeu că a fost o zi în istorie când Domnul Isus Hristos a intrat în casa lui Dumnezeu. De fapt, înainte de momentul acesta spune cartea către Evrei că a fost o zi în istorie pierdută undeva în negura istoriei când el a intrat în lume. Când intră în lume, zice cartea către evrei, el zice, n-ai voi nici jertfe, nici arde de tot, ci mi-ai pregătit un trup. Odată intrat în lume, asta, Fiul lui Dumnezeu a intrat în foarte multe locuri. Lăceți-vă aminte că a intrat în Ierihon, a intrat în casa din Betania, a intrat în casa lui Simon Fariseul, a intrat în casa lui Simon Petru și a vindecat pe, pe soacra lui. Și iar vă pun o întrebare. E important să intre Domnul undeva? se petrece ceva, se întâmplă ceva. Sunt lucruri extraordinare când intră Domnul sau totul este ca și înainte. Ce ziceți? Haideți să vă întreb doar despre Erihon. Când a intrat Iisus în Erihon, a fost important că a intrat acolo. Când a intrat în Erihon, Domnul s-a oprit asupra unuia dintre cei de acolo din Erihon și a zis vreau să intru în casa ta. Sau trebuie să intru în casa ta. Și Zacheu s-a dat jos în grabă, l-a primit în casă, a intrat mântuirea în casa lui Zacheu. A fost important că a intrat Isus în Ierihon. A intrat în casa din Betania. Vreau să vă întreb, a fost important că a intrat în casa din Betania? Sau nu a fost important? Sigur. Știți ce s-a ce petrecut în casa din Betania până la urmă? Isus l-a înviat pe Lazar. Citesc în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a intrat în casa lui Dumnezeu. Ei, vreau să vă întreb, este important să intre Domnul Iisus Hristos în casa lui Dumnezeu? Adică aici, în casa lui Dumnezeu care suntem noi. Amin. Și vreau să vă întreb, așteptați să intre Iisus aici, când veniți aici. Dincolo de a vă vedea, de a vă saluta, de a socializa, de a asculta cântări, de a asculta predici. Să intre Iisus Hristos în casa lui Dumnezeu. Așteptați asta sau nu așteptați? Eu vreau să predic, dragii mei, în minutele următoare despre locul în care intră Isus. Și mă rog lui Dumnezeu ca locul acesta să fie locul în care intră Isus. Pentru că lucrurile nu mai sunt la fel când intră Isus aici. Sunt total diferite, sunt total schimbate. Și când intră Isus în locul acesta, noi oameni care am venit aici să ne vedem unii pe alții, plecăm din locul acesta altfel, că a intrat Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mare. Dragii mei, locul în care intră Isus, mai întâi de toate, este locul în care se produce mișcare. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Oare ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii ies din amorțeală, Eți din obișnuit. Vreau să vă întreb. Nu vi se întâmplă să observați o anumită rutină în viața dumneavoastră de peste săptămână? Cam același lucru le faceți în fiecare zi. Vă sculați cam la aceeași oră, vă luați micul dejun sau vă serviți cafeaua, mergeți la lucru cam pe același drum, vă întoarceți seara pe același trafic. Nu? Mâine să o luați de la capăt! Obișnuința asta, dragii mei, care ne, 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 marchează în fiecare zi, ne face să pierdem din vedere foarte multe aspecte. Am citit despre un atenian care a locuit într-o anumită suburbie a Atenei și se ducea în fiecare zi la lucru pe același drum, venea pe același drum și după multă vreme s-a mutat într-o altă suburbie. Și într-o zi a plecat de la serviciu și s-a trezit în suburbia de unde el s-a mutat în alta pentru că nu a mai fost atât. Din obișnuit s-a dus pe drumul vechi. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Oamenii au ieșit din obișnuit, din amorțeală. Nu vi se întâmplă, dragii mei, să cântați niște cântări fără să vă gândiți la ceea ce cântați? Să vă spuneți rugăciuni fără să vă gândiți la ceea ce ziceți? Pentru că din obișnuință, din rutină, dragii mei, cântăm și ne rugăm și ne facem slujbele. Dar când intră Isus în casa lui Dumnezeu, ieșim din această morțeală. Și toți ne îndreptăm în aceeași direcție. Nu mai este păstor, nu mai este predicator, nu mai este grupă de închinare, este Isus. Nu știu dacă pricepeți ce vă spun. Este Isus. Și atunci când lucrul acesta se petrece, sau pentru ca să se petreacă lucrul acesta, să, să, ne punem în mișcare, să ieșim din obișnuit, trebuie să știm cine este El. Dumneavoastră aveți un răspuns la întrebarea asta, cine este El? Oamenii aceia mulți care s-au pus în mișcare, toată cetatea aceea care s-a pus în mișcare, pune întrebarea asta, cine este El? Care a fost răspunsul cel mai la îndemână? Este Isus prorocul din Nazaretul Galilei. Avea dreptate sau nu avea dreptate? Sigur. Dar este doar atât? Era doar atât? Sau era ceva mai mult? Că forma asta de, 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 adresare, dacă vreți, sau formula asta, dragii mei, însemna că el era un profet printre alți profeti. Și ăsta era din Galileea. Dar ea, el, Iisus, dragii mei, doar un simplu profet din Galileea, să era ceva mai mult. iată împăratul tău vine la tine. Și dacă ar intra Iisus în locul acesta în mod perceptibil, și vreau să cred că intră în mod perceptibil pentru cei care se așteaptă să-L întâlnească aici pe Iisus. El nu este doar un personaj al istoriei, pierdut undeva în istorie. El este împăratul meu și este împăratul dumneavoastră. Și când pricep că El este împăratul meu, și este împăratul nostru, atunci trebuie să ies înaintea lui să-i spun bun venit. I-a spus în seara asta Domnului Iisus bun venit aici. Sau nu a spus? Trebuie să ieșim din rutina noastră, din obișnuitul nostru, frații mei, surorile mele. Când intră Iisus și știm că e împăratul nostru, Stăm înaintea lui și îi spunem, bun venit, ziceau nu roadele astea, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Adică, bine ai venit cu alte cuvinte. O cuvântare de bine. Dar nu doar să se spun bun venit. S-am tări asta să mă așez sub autoritatea lui, dacă este împăratul meu. Această calitate de împărat al meu, dragii mei, trebuie să se arate cumva prin faptul că eu recunosc autoritatea lui peste mine. El este stăpân. Eu sunt sub autoritatea lui. Și asta înseamnă că tot ce zice el, eu trebuie să fac. Chiar dacă, spuneam și dimineața undeva, mi se pare ilogic ce spune el. Spune Sfânta Scriptură aici, mai la începutul pasajului, nu l-am citit pasajul acela, că a chemat pe doi și a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, veți găsi acolo o măgăriți, o și aduceți-l. Ca și cum a venit Iisus aici și a zice, duceți-vă, nu știu unde, aici în zonă, veți găsi acolo mașină, parcat, o mașină parcată, aduceți-o. Nu e logic? Că măgărușul are un stăpân, mașina aceea are un proprietar. Dar Iisus zice, du-te și adul. Să dute așa două. Ei, dacă este împăratul meu, m-am așezat sub autoritatea lui, și datoria mea este să ascult de ce zice împăratul meu. Că asta înseamnă să fii sub autoritatea unui împărat. Dumnezeu, din ce să ne binecuvinteze? Ca să putem ieși din, din, din obișnuitul nostru, din amorțeala noastră, trebuie să știm cine este el, dar trebuie să știm și ce face el. Și întrebarea mea este: ce face el? Sau ce credeți noastră că face el, dragii mei? A coborât în această lume că n-a fost bine în cer, nu? Sau a coborât în această lume din alt motiv? A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Lucrarea lui este să se ocupe de noi, să se ocupe de mine. Stând aici pe băncile acestea, trebuie să știu că el lucrează ocupându-se de mine și ocupându-se de dumneavoastră să mă mântuiască, să-mi ierte păcatele, să-mi asculte rugăciunile, să găsească, să aducă soluții pentru problemele noastre sau nu credeți că Dumnezeu are soluții pentru problemele noastre? Deci, mei, când Isus intră în casa Lui, în casa aceea se produce mișcare. Oamenii ies din obișnuit, ies din rutină, ies din amorțeală. Domnul Dumnezeu să facă lucrul acesta în viețile noastre, să facă lucrul acesta în casa lui. În al doilea rând, poate că o să fie ceva mai neplăcut ce vă spun acum. Locul în care intră Isus este locul în care se produce deranj. Cineva se va simți deranjat. Spune Sfânta Scriptură aici că în locul acela, în casa lui Dumnezeu, unde a intrat Domnul Isus Hristos, cineva s-a simțit deranjat. Cine au fost aceștia? Farisei, preoții, cărturarii. Dacă Domnul Iisus Hristos ar intra în locul acesta în mod perceptibil în această seară, sau la noi la cruj, dacă vreți să nu zic biserica asta, cineva din biserica noastră de la cruj se va simți deranjat. Și de ce? Pentru că atunci când el intră, noi pierdem lucrurile de sub control. Și noi ne place să controlăm lucrurile. Spuneți că nu e așa. Adică aici, în locul acesta sau la noi, la Cluj, lucrurile n-ar merge cum le-am programat noi. Pricepeți? Și noi ne place să meargă totul după program, după ce am scris noi, după ce am zis noi. Dar Isus Hristos are programul lui. El nu se duce după programul meu sau după programul nostru. Vreau să vă spun, în programul acelei zile de la casa lui Dumnezeu din Ierusalim, nu era trecută vindecarea bolnavilor, știți? Dar dacă a intrat de la acolo, a dat peste cap tot programul. Câți din locul acesta v-ați simțit deranjat să intre Isus aici să dea peste cap programul? Să vă uitați pe, pe buletinul acela biserică, să vedeți, urmează cântare, dar nu mai urmează cântare. Urmează grupul de laudă, dar nu mai urmează grupul de laudă. Urmează predica păstorului, dar nu mai urmează predica păstorului. Pentru că pierdem lucrurile de sub control. În ziua cinzecime, când a venit Duhului Dumnezeu peste, peste cei adunați acolo, dragii mei, prezența Duhului a făcut programul. Știți că Petru n-a fost trecut pe program să țină predica principală în ziua aceea? Știți? Cine a ținut predica principal în ziua 50.000? Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat în picioare și a început să zică bărbați Galilei! oamenii ăștia luți beți, cum ziceți voi. Dar venit Duhul lui Dumnezeu și au scăpat lucrurile de sub control. Nici marele preot, nici cel care era în slujbă, nici cel care ținea uh, tora, legea, dragii mei, n-a mai putut să facă programul. A făcut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când a intrat Domnul Isus Hristos în sinagoga din Nazaret, zice Biblia, i s-a dat să citească din cartea, i s dat să citească din cartea profetului Isaia. Aparent aia controlă. Dar când a luat cartea să citească, s-a oprit unde a vrut el. Că profeția nu era cât a citit el. Vorbea profeția despre ziua aceea de răzbunare al Dumnezeu. Nu, nu, el a vorbit până la anul de îndurare. El controlează. Și când a început să predice, dragii mei, a predicat ce a vrut el și a zis, Duhul Domnul este peste mine, că m-a uns. Asta s-au împlinit cuvintele acestea. Pentru că, dragii mei, când vine Duhul lui Dumnezeu sau când vine Domnul Iisus Hristos într-un loc, scăpăm lucrurile de sub control. Cât se simt deranjați? Dar când intră Iisus, ne simțim deranjați și pentru faptul că unii se vor închina într-un mod cu care noi nu suntem obișnuiți. Dacă ar intra în seara aceasta aici, i-am văzut pe unii ieșind afară, nu știu care e problema, dacă ar intra aici în seara aceasta o ceată de copii gălăgioși și ar striga o bine binecuvântată este cel ce vine în numele Domnului. Și pe culoarea asta, și pe ăsta, și pe ăla. Vă ați simțit deranjați? La noi la biserică a venit cineva și a zis, fratele, faceți ceva cu copiii aceia, sunt acolo într-o zonă, niște mame cu copii care mă fac gălăgie. Și am zis, mai bine să facă în casa lui Dumnezeu decât să fie cinește pe unde pe Când a venit Domnul în casa, în casa lui Dumnezeu, de la Ierusalim, Domnul Iisus Hristos a vindecat niște orbi și niște șchiopi. Vreau să vă întreb, puteți controla manifestările unui om care zicea 38 de ani, da? dintr-o dată a fost vindecat. Poți să controlezi manifestările unui asemenea unui care după 38 de ani, dintr-o dată se vede alt om. Poți? Un om care n-a văzut toată viața lui, printr-un miracol să-i deschidă Domnul ochii, poți să-i controlezi manifestările, să zici, nu te bucura. Poți să faci lucrul acesta. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 3, că Petru și anseu ca într-o zi la templu și acolo undeva la poarta aceea frumoasă era un olog. Multă vreme așa l-a. Aștepta să-i se dea de milă. Petru a zis, aur și argint, am, dar ce am? Îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret? scoală -te și umblă sau ridică -te. Și a dat mâna și a ridicat. Ce-a făcut o logă asta vindecat, frate și sorori? A intrat în templu, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Oprește-l pe un asemenea om care a avut o experiență extraordinară pentru că l-a vindecat în numele Domnului Iisus Hristos. Puteți să controlați manifestarea un asemenea om? Eu sunt categoric împotriva tuturor manipulărilor din Biserica lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine! Poate nu o să vă placă. Dar când Duhul lui Dumnezeu vine în Biserica lui Dumnezeu, când avem o experiență proaspătă cu Dumnezeu, când avem o, o minune, dragii mei, în mijlocul nostru, n-ai cum să controlezi manifestarea celui care are o experiență proaspătă cu Dumnezeu. Și unii s-ar putea să se simtă deranjați că fratele din dreapta sau din stânga zice slăviți să fie Domnul. Laudat să fie Domnul. Mărit să fie Dumnezeu. Și eu să mă simt deranjat pentru că n-am, -am nicio simțire. N-am avut experiență proaspătă cu Dumnezeu. Deci s-ar putea atunci când intră Iisus într-un loc ca și acesta să ne simțim deranjați pentru că unii s-ar putea să se închine altfel. De cum suntem noi obișnuiți. Mă rog, Domnului, să dea momente de felul acesta. Dacă intră aici cineva care de multă vreme știm că e log și aici, în locul acesta, Dumnezeu din cer îl vindecă și începe să sară aici pe culoarea asta, omul acela a avut o întâlnire proaspătă cu Dumnezeu. Omul acela a avut o experiență. Viața lui s-a schimbat. Nu știu dacă mă înțelegeți, Omul acela are niște trei pe care noi ceilalți care stăm cu minți de multă vreme pe bănci, n-am avut-o cu Dumnezeu. Și omul acela știe de ce. Îi zbugnește dinăuntru lui și zice, slăvit să fie Domnul. Și sare pe culoarul acesta. Se închină pentru că omul ăsta s-a întâlnit proaspăt cu Dumnezeu. Dar atunci când intră Iisus în casa lui Dumnezeu, s-ar putea ca unii să se simtă deranjați. Știți și de ce? Pentru că n-am mai fi noi în centrul atenției. Știți că preoții cărturarii erau vedetele templului? Știți asta? S-ar putea ca în fiecare comunitate de oameni, cum este și asta și a noastră la cruz, să fie, haideți, luați-o așa cum o zic, vedetele comunității. Adică oameni care mereu sunt în față. Când intră Iisus în, în casa lui Dumnezeu, nu mai suntem noi vedetele casei lui Dumnezeu. Mă ascultați bine, frații mei. Și înăuntrul nostru este această tendință de a fi în față, de a ni se acorda importanță. Știți că în Vechiul Testament, când, când împăratul l-a chemat pe Haman și a zis ce se cade să-i se facă omul, omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, Haman a zis, da, despre cine o fi vorba? Despre mine o fi vorba. Că pe mine vrea împăratul să mă cinstească, nu pe altcineva. Și... I-a spus împăratul, i-a dat o sugestie cum ar vrea să fie cinstit. Să se ia calul împăratului, să fie îmbrăcat cu haina împăratului, să se dea sceptrul împăratului, să fie prima prin cetate. Nu o faci așa, dar cu altul. Că nu tu ești. E tendința asta, dragii mei, de a ne gândi că noi trebuie să fim în față. Când intră Isus, nu mai suntem noi vedetele casei lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? Isus Hristos este Domn peste casa lui Dumnezeu. Asta spune Sfânta Scriptură. Deci, locul în care intră Isus este locul în care se produce deranj. Și rugăciunea mea este, dragii mei, să se producă cât de mult deranj din cauza asta, nu din altă cauză, în casa lui Dumnezeu. Altele rând. Locul în care intră Isus este locul în care lucrurile se pun la punct. La ce mă refer? Domnul Iisus Hristos a intrat în, în templul de la Ierusalim pe care îl numește Casa lui Dumnezeu și a scos afară ca dovadă că locul acela, casa aceea a lui Dumnezeu sau în casa aceea a lui Dumnezeu, lucrurile nu era în ordine. Dar ce nu era în ordine în casa lui Dumnezeu? Zicea Domnul Iisus Hristos așa, voi ați făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari. Știți ce era peștera de tâlhari? Locul unde se ascundeau cei care vreau să dea lovituri. Și zice Domnul Iisus Hristos, ei, casa asta este locul unde vă ascundeți. Ce anume? Adică să vin casa lui Dumnezeu și să te ascunzi, cum fac tâlhari într-o peșteră. Ce înseamnă asta? Să vin casa lui Dumnezeu să te ascunzi. Și ce făceau oamenii aceștia pe care i-a scos afară? Oamenii aceștia își mascau și ascundeau adevăratele gânduri în spatele unor acțiuni apare nobile. Vindeau porumbei. Știți ce făceau cu asta? Ziceau de fapt, oameni, buni, noi vrem să vă ajutăm să vă închinați lui Dumnezeu. Nu veniți cu porumbei cine știe de unde. Ca și cum noi venim aici în față și zicem, oameni bune, noi vrem să vă ajutăm să vă închinați lui Dumnezeu prin ce facem aici. Pricepeți? Sau alții schimbau bani. Veneau din, al, din alte zone unde circula moneda locului și trebuiau să vină să schimbă bani în moneda templului să poată cumpăra. Și ziceau, noi vrem să vă ajutăm să vă închinați. Dar niciunul dintre ăștia nu asta dorea, frații mei, să-i ajute pe alții să se închine, ci doreau să câștige pentru ei. Și a zis Domnul afară cu voi. Pentru că voi vă ascundeți adevăratele gânduri în spatele unor acțiuni aparent nobile. Zicea Domnul Iisus Hristos cu altă ocazie că sunt farisei care se roagă ca să-și promoveze imaginea. Postesc să-și promoveze imaginea. Fac milostenie să-și promoveze imaginea. Sună cu trâmbița atunci când fac o dărnicie. să se știe. Chiar credeți că oamenii aceștia făceau milostenie să vadă Dumnezeu? Să răsplătească Dumnezeu. Nu, dragii mei, oamenii aceștia se slujeau pe ei înși, nu slujeau pe alții. Și a zis Domnul Iisus Hristos, afară cu voi. Când intră Domnul în casa lui, pune lucrurile la punct. Adică tot ceea ce arată în fața lui, că s-ar putea în fața oamenilor să nu se vadă lucrul acesta, că noi ne ascundem adevăratele gânduri în spatele unor rugăciuni frumoase, a unor cântări frumoase, a unor predici excelente. Dar înăuntru este altceva, este promovarea imaginii de sine. Domnul zice, afară cu asta. Și Domnul Iisus Hristos așează, dragii mei, la loc de frunte, în casa lui Dumnezeu, scripturile. Pentru că este aici este scris. În casa lui Dumnezeu, nu în ravul meu trebuie să primeze. Nu nici măcar cultura mea nu trebuie să primeze. În casa lui Dumnezeu trebuie să primeze cartea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ce facem să, să fie făcut după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă slujim, să slujim după cuvântul lui Dumnezeu. După darul pe care l-am primit. Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Să sărbătorim după cum este scris. În Vechiul Testament, când Iosia, când Iosia a făcut o, o reformă, zice Sfânta Scriptură, că cerut să se prăznuiască Paștele cum? Nu cum s-a făcut anul trecut sau acum 2 ani de zile sau acum 10 ani de zile. Că așa se face la noi. După cum este scris. Trăim după cum este scris. De aceea a zis în cartea aceasta Dumnezeu către Iosua, cartea asta să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mai spun încă un lucru, de mei, și apoi mă apropie să închei. În al patrulea rând, locul în care intră Isus este locul în care oamenii au acces la El. N-ați trei momente în viața noastră când vi s-a părut că Dumnezeu e așa foarte departe. Știți că au fost oameni în Biblie care au zis Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? De ce ești așa departe cu alte cuvinte? Când intră Isus în casa lui Dumnezeu, intră ca noi să începem să ne desmorțim, să ieșim din obișnuit. Intră, dragii mei, chiar dacă se deranjează unii și alții. Intră să pună lucrul la punct, să pună scripturile ca prioritate pentru, pentru, casa lui Dumnezeu. Dar intră ca noi să avem acces la El. Nu știu dacă mă înțelegeți. El pentru asta coboară din cer în lumea noastră. Duhul Domnului, zice el, m-a ca să vestesc săracilor Evanghelia, să dau drumul prinșilor de război, Deschid ochii orbilor. Niște orbi și niște au venit la el, au avut acces la el. Oamenii au acces la el să-și spună necazurile. Știți care este marea problemă a zilor noastre? N-ai cui să-ți spui necazul. Cuiva care să te asculte, nu că n-ai poți să spui dacă vrei în centrul orașului. Dar cine te ascultă? Am un frate la biserică, i am murit soția de ceva vreme și mă întâlnesc cu el și îl întreb, frate, cum e, cum o duci? Zice el cam așa. Nu mă plâng pentru că așa și nimănui nu-i pasă. Nu mă plâng pentru că așa și nimănui nu-i pasă. Dar când intră Isus în casa lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, ai acces la el să poți să te duci să-i spui necazul tău, ceea ce te frământă, ceea ce te apasă, ceea ce te doare, să te duci să-i spui Domnul Isus Hristos, să-i spui lui Dumnezeu. Uitați-vă în, în istoria asta, cât a fost, fost el aici pe Pământ. Au mers oameni la el cu diferite uh, dore și probleme. A zis uh, uh, orbul acela, Bartimeu, când a trecut Domnul Iisus Hristos pe acolo prin cetate, a auzit că trece Iisus și a strigat, Iisus Fiului fiul lui David, ai milă de mine. Câți au trecut pe lângă el până în ziua aceea? Nu știu ce milă o fi avut, poate că o fi dat câte un bănuț. Dar el a putut să stea înaintea Domnului Iisus Hristos, chiar dacă unii și alții îl opreau și ziceau, nu are timp de tine, nu are vreme. Nu vezi că îl uh, mulțimea, e ocupat, e în mijlocul mulțimii. Nu, nu. Uh, a priceput că el are acces la Domnul Isus Hristos. Poate să-și spună necazul. A strigat mai tare. A venit femeia aceea, sirofeniciană, și a zis, Iisus fiul lui David, ai milă de mine, fica mea e muncită rău de un drag. Și Domnul s-a făcut că nu aude. Și a zis, mai tare. Și a zis, Domnul, îi e bine să iei pâine de la copii să la căției femeia asta persevera și a spus, dar și căței se hrănesc cu fărămeturile care cad de la masa stăpânului. O, femeie, mare credința ta! Și femeia asta cu durerea ei, care mamă din locul acesta, n-ați acționat ca și femeia asta? Dacă ar intra Domnul Isus Hristos aici, să mergeți să vă plângeți necazul, că nimeni nu va a băgat în seamă până acum. Dar când a intrat Isus, acolo în zona ei, femeia asta S-a dus și a priceput că își poate plânge cazul la Domnul Isus Hristos. Oamenii au acces la el, dragii mei, să își exercite credința. Noi spunem și pe drept s-ar putea să spunem că noi avem credință. Și nu mă îndoiesc fiecare de aici spune eu am credință. Și fiecare are impresia că are credința cea adevărată. Unde îți exerciți credința? În ceți areți credința? Că nu destul să o declarăm, să spunem într-o zi când ne-am botezat sau când ne întreabă cineva, să zicem, eu cred, asta e credința mea. Unde o exerciți? Unde pui credința ta la lucru? Când intră Iisus și vine aproape și ai acces la El, în, acest, în, această apropiere a ta de Isus Hristos sau a mea de Isus Hristos, îmi exercit credința mea în Domnul Isus Hristos. Când a intrat Domnul Isus Hristos într-o cetate unde era o femeie bolnavă de 12 ani, s-a dus pe la toți doctorii să-și găsească leacul, să fie vindecată și a cheltuit toată averea și nimeni n-a putut să o ajute. Dar a zis femeia asta așa, când a auzit că Domnul e prin zonă, o să mă duc o să am acces la el cu alte cuvinte. O să mă duc și o să mă ating de haina lui. Vreau să vă întreb, este asta exersarea credinței sau nu este? Nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată lucrul acesta ca femeia asta să fie auzit, că dacă cineva se atinge de Domnul Iisus Hristos se vindecă. Dar femeia asta a crezut, dacă mă ating de haina lui, ce nu s-a întâmplat 12 ani de zile, se întâmplă așa dintr-o dată. Și s-a dus și a făcut loc primulțime, și-a luat inima în și a încălcat toate regulile, dacă vreți, pentru că nu avea voie cu boala ei să iasă printre oameni, era necurată și-a pus mâna. Și dintr-o dată, minunea s-a întâmplat. Când intră Isus oamenii au acces la El să-și exercite credința. Dar când intră Isus oamenii au acces la El să-și plângă păcatele nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut probleme cu sentimentul de vinovăție. Ați păcătuit și vinovăția v-a creat coșmarul. Ați avut probleme cu asta? Cui să te duci să-i spui despre păcatul tău? Despre faptul că, că, nu poți să suferi apăsarea asta teribilă. Cui să-i spui? Cine să te înțeleagă? Dar când ai acces la Domnul Iisus Hristos, poți să te duci să-ți plângi păcatele, oricât de mari ar fi ele, oricât de multe ar fi păcatele astea. Știți, frații mei, lucrul acesta. A intrat eh, Domnul Iisus Hristos invitat în casa lui Simon Fariseul și spune Biblia că a intrat și o femeie acolo. O păcătoasă din calea afară. S-a așezat undeva la picioarele Domnului Iisus și a început să plângă. Dragii mei, ce, -a, ce n-a putut pricepe Simon Fariseul, știți ce a fost? Cum femeia asta are acces la Domnul Isus Hristos? Păi tocmai pentru asta a intrat Isus în locul acela sau în zona aceea, să aibă femeia asta păcătoasă a acces la El. De aceea intră Isus Hristos în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, să aibă păcătoși acces la El, să-și poată plânge păcatele, sau dumneavoastră nu aveți niciun păcat în locul acesta? Și plângea. Și rotițele din mintea lui Simon se învârteau și ziceau, zicea și zicea fariseul ăsta, dacă ar fi asta proroc. Ar ști cine e femeia asta. Adică ar zice, du-te. Nu te atinge. N-ai ce căuta în prezența mea. Dar zici Domnul Iisus Hristos, Simone, vezi tu femeia asta? Tu nu mi-ai dat sărutare, tu nu mi-ai dat apă să mă spăl pe picioare, dar femeia asta mi-a spălat picioarele cu lacrimi și le aștept cu părul capul ei. Femeia asta, e așa cum zici tu, păcatele sunt multe, dar păcatele ei multe sunt iertate. Care din locul acesta n-ați vrea, dragii mei, să auziți din gura Fiului lui Dumnezeu, păcatele tale care sunt multe sunt iertate? Care n-ați vrea locul acesta? Ei, când intră El aici, în Biserica lui Dumnezeu, o face pentru ca noi să avem acces la El, să ne spunem durerile, problemele noastre, să ne exercităm credința noastră, să ne plângem păcatele noastre. Așa ca Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze, este și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu. Să ne binecuvinteze Dumnezeu cu cât mai dese vizite de ale Domnului în locul acesta. Când intră Isus într-un loc, oamenii se dezmorțesc. S-ar putea ca biserica dumneavoastră să n-aibă nevoie, sau să credeți că n-aveți nevoie de o anumită dezmorțire, de o anumită ieșire din obișnuit, că sunteți mai neobișnuiți, poate. Nu, nu. Fiecare biserică, dragii mei, pe făgașul pe care merge, intră în obișnuință. Ascultați-mă bine. Și când intră Isus, ar trebui să ieșim din obișnuitul acela, și să ne luăm după Domnul Iisus Hristos, să începem să-L slăvim, să-L binecuvântăm, cum n-am făcut-o niciodată. Să intre, dragii mei, chiar dacă se produce deranj. Unii s-ar simți deranjați, spun încă o dată. Dar nu contează lucrul acesta. Dacă avem experiențe proaspete cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos și ne închinăm altfel decât n-am făcut-o până acum, în prezența Lui ne putem închina cum ne conduce Duhul lui Dumnezeu să pună Domnul prin prezența lui lucrurile la punct, să prepună în dreptul scripturile și tot să avem acces la el cu toate problemele noastre. Asta este rugăciunea mea către Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.